dezamăgit? Foarte. Foarte dezamăgit. Dezamăgit în primul rând de atitudine, despre care tot vorbim. Azi am fost o umbră palidă a ceea ce am arătat acum un an de zile. Nu știu. Ceva se întâmplă, asta e cert. Pare o echipă uzată psihic, asta, cel puțin așa au arătat astăzi. Locul lui Dorin pe banca tehnică se clatină? Nu se clatină, noi suntem cu adepții finalizării contractelor. Nu. Tot el a câștigat campionatul, tot el trebuie să termine campionatul ăsta. Mai speră o țară de Europa League? Jucând ca astăzi, nu avem nicio speranță. Jucând ca astăzi, să ne mulțumim că suntem pe o poziție superioară. O prostie a celor care încearcă să pună presiune pe arbitrii, care și așa au metecnele lor, au slăbiciunile lor, și încearcă să mai pună o presiune suplimentară. S-a tot vorbit despre arbitrii care trag pentru CFR. S-a simțit, de exemplu, în această seară acest lucru? Nu, în niciun caz. Asta iarăși. Anul trecut se vorbea de noi pentru că eram noi pe primul loc. Și tot așa, la infinit, cine va fi pe primul loc, rugați-vă să vă conteste așa tot timpul, că asta înseamnă că rămâneți pe primul loc. Dar nu credeți că inclusia slabă și Ce vorbesc alții pot să vorbească până nu mai pot. Eu știu ce avem la echipă și n-am niciun fel de problemă de genul ăsta. Avem, într-adevăr, probleme, dar de altă natură. Nu, mai n-are niciun sens. După partida din Cura au apărut acele declarații, niște acuze. Sper să le regrete cei care le-au făcut, măcar așa, în fața lui Oldesus. În această seară s-a văzut... Nu s-a văzut nimic. Despre noi